21 de romi din Obreja au fost repatriați în mod forțat din Danemarca în urmă cu o lună. Oamenii povestesc că faptul că au fost ridicați de polițiști din locuințele improvizate în care stăteau și arestați pur și simplu. După ce au stat câteva zile în arest, au fost preluați de un bac polonez, iar mai departe, cu trenul, au ajuns până în România. În tot acest timp, romii au suferit de foame și de sete, pentru că nimeni nu le-a dat nimic. Ne-a luat, pur și simplu, ne-a dus la poliție. Sunteți arestați. Ne-a ținut 2 zile pe arest, după aia ne-a pus pe pușcării. De acolo la pușcării ne-a ținut o zi. Ne-a ținut o zi, după aia ne-a pus pe un bac. Eu am fost bătut la poliție acolo. Am fost călcat pur și simplu în picioare. Ne-a luat, pur și simplu a fost și la mine acasă. Ne-a pus pe bac de Polonie. Pur și simplu fără mâncare, fără apă, ne-a luat banii, ne-a dat tot ce am avut prin buzunare. V-a luat tot ce ați avut tot, la dumneavoastră? Tot, la toată lumea ce a avut prin portofele bani, ne-a luat banii. La nivelul județului Gorj, peste 600 de persoane sunt plecate în străinătate în țări ca Portugalia, Italia și Norvegia. Din datele pe care noi le deținem, la ora actuală sunt peste 600 de persoane de etnie romă plecate. Cei mai mulți sunt în Portugalia, Italia și Norvegia. Deși au fost expulzați și tratați în mod inuman de danezi, după cum susțin, romii nu se dau bătuți și vor să se întoarcă în Danemarca. Mai vreți să mai plecați vreodată în străinătate? Da, cum să nu. Oricând. Și aș vrea să plec, tocmai acolo aș vrea să plec, și aș vrea să văd pentru ce poate să mă aresteze. Romii repatriați în mod forțat au primit interdicție pentru a mai călca în Danemarca 2 ani de la aplicarea interdicției.